veriga asta tehnologică a erbicidării, da, culturii din toamnă și nu numai, cred că discutăm și de tratamente fitosanitare, este din ce în ce mai importantă. Cu siguranță. Deci acolo unde condițiile au fost bune, unde fermierii au profitat de ploile de săptămâna trecută și au însămânțat deja, culturile sunt în curs de răsărire și probleme n-au ezitat să apară, deja se confruntă cu un atac, aș spune eu, mai mare decât anii anteriori de Filode și Filoteta de pureci. Foarte mare, deci lucruri care... Deci deja avem, da, singur, da. Și trebuie să nu uităm că vorbim de o cultură care în primul stadiu de la brăsărire până la prima pereche de frunze adevărate, ritmul de creștere este foarte lent. Fapt pentru care câștig de cauză au formele sărbatice, deci nu formele hibride. Da, deci e clar, este, cultura rapiță este una mai tehnică. Sigur, da, cultura rapiță este una mai tehnică, da, și necesită, da, cred, din partea fermierului mult mai multă atenție și preocupare. Deci, practic, reușit aș putea să spun că vine de la uniformitatea răsăritului. Dacă am reușit și am avut norocul de umiditate încât cultura să ne răsară în toamnă uniform, toate celelalte sunt controlabile și stă în puterea fermierului să le ducă cu bine. Dacă cultura nu răsare uniform, toate celelalte vor fi cu mici dezamăgiri, ca să spun așa. Da. Da. Revenind la produse, ce produse avem? Ca produse, deci avem atât produse care pot fi administrate pre-emergent, între semănat și răsărit, sau post-emergent. Deci, practic, nu se administrează produse în timpul perioadei de răsărire. Și avem magistralul, pre-emergent, 1-2-1-6 litri pe hectar, sau post, deci pentru monocotile aduane, sau 1-6-2 pentru monocotile perene și pentru dicotile. Avem brasanul, la fel pentru administrată în perioada pre-emergentă. Avem și combinații de produse, dacă, deci toate astea sunt produse cu acțiune periculară, necesită o bună mărunțire a solului și o umiditate relativă corespunzătoare ca produsul să poată să lucreze. Bine, da. Dacă condițiile astea nu sunt corespunzătoare, se recomandă în vegetație să administrăm în raport de spectru de burien, fie produse cum ar fi galera administrat singur sau galera asociat cu salsa sau lontrel cu salsa, sunt diverse combinații în funcție de spectru de burien. Adică sunt produse care ne rezolvă tot spectrul de bune, inclusiv când vorbim de salsa cu galera, deci salsa în doză de 0,2 asociat cu 25 de grame de... Deci galera cu salsa 25 de grame ne rezolvă inclusiv crucifere și samulastră de floare. Sau magistral cu cromate, deci comazonă cu metazaclor, rezolvă la fel probleme atât pre-emergente cât și post-emergente, sau salsa cu lontreu, cu clopiralidul, cu etamesulfuronul, rezolvă gama întreagă. Deci, de... important pentru femeie să înțeleagă, exact, că soluția există. Deci fără un control la timp, în stadiu incipient al burienilor, în stadiu de două frunze până la cel mult patru frunze, trebuie intervenit. Dacă burienile avansează, eficacitatea produselor este mult diminuată. Și băgată în toamnă o cultură îmburienată, deja avem probleme la reluarea vegetației în primăvară. Că sunt buriene efemere care rezistă la temperaturi scăzute și care ne încurcă viața destul de mult. Mult. Sigur că da. Da. Da, asta este concluzia, cred. Și nu trebuie să uităm, în afară de burienile dicotile, sunt buriene monocotile și aici vorbim uhor costrei. La costreiul din sămânță și samulastra de grâu sau de orz, putem folosi un antigramineic, cum ar fi leopardul sau rango, un chizarofob, da? Dacă samulastra de grâu sau orz este în stadiu până la 3 frunze când apare fratele, putem să mergem pe doze minime, 0,75 un litru. Dacă samulastra este în stadiu mai avansat și avem de-a face și cu costrei din izom, ne ducem și folosim o doză de 1,5-1,75, o doză mai mare, ca să avem garanția controlului de calitate al produselor monocotile. Da. Da. Cred că asta este concluzia acestui subiect, că soluția există, este la sigur îndemână, trebuie doar fermierul să se aplece asupra să problemei uzăm de soluțiile și care să folosească. Exact. Este o cultură tehnică care, cum să zic, tolerează mai puțin întârzieri și ritmul de creștere în prima perioadă de vegetație este foarte lent și atunci câștigă buriene, în lupta asta buriană. Ușor. Sigur că da, e formă sălbatică adaptată la secetă, profită de neputința formelor hibride și dacă nu intervenim, nu intervine natura și câștigă concursul ăsta acolo.
luptă, da.